declaraie despre bisericii stat provoacă un val de reacții de indignare în Franța. Macron în plin delir metafizic. Presubliniere dintele francez, Emmanuel Macron, a provocat o avalan subliniere de reacții de indignare în Franța, îndeosebi în tabra stângii, declarând ce vrea să repare legătura deteriorat dintre biserică sublinierei stat, într-o car marcat de principiul laicității, relatează Marche AFP, conform Ager Press. Într-un discurs fluviu rostit la conferința episcopilor luni seara, Macron a afirmat ce vrea să repare legăturile dintre biserică sublinierei stat printr-un dialog într-o adevăr. Un presubliniere dinte al Republicii care pretinde ce nu interesează biserica sublinierei catolicii nu sublinierei îndepline subliniere te datoria, a afirmat Macron. Într-o car unde principiul laicității este ancorat din 1905 de o lege privind separația între biserică sublinierei stat, aceste declarații au provocat imediat un val de reacții de indignare. Fostul premier socialist Manuel Valls, care s-a raliat totuși sublinierei partidului prezidențial al lui Macron, a reamintit pe Twitter ce Franța înseamnă laicitate. Un gigant german PRST România, Iriac va pune mâna pe afacerile locale. Laicitatea este bijuteria noastră. Ia ceea ce trebuie să apere un presubliniere dinte al Republicii, a scris pe Twitter noul subliniere-șef al Partidului Socialist, Olivier Faure. Partidul Franța nesupus stânga radical, a criticat discursul irresponsabil al presubliniere-dintelui. Diez Macron în plin delir metafizic. Insuportabil. A subliniere teme un presubliniere dinte, auzim un ajutor de paroh, a spus la rândul său Jean-Luc Mélenchon pe Twitter. Purtorul de cuvânt al partidului, Alexis Corbiere, a denuncat un cuvânt nedemn de un presubliniere dinte al unei republici laice. Cuvinte irresponsabile care suflă în jarul tuturor comunitarismelor religioase. Ilegea separației între biserică sublinierei stat, se întreabă el. Marci dimineața, Gerard Colomb, ministrul de interne, care răspunde de relația cu cultele, a venit în sprijinul lui Macron. Ce spune el, la om, nu există pur subliniere și simplu o materialitate, există o căutare de absolut, de spiritualitate, de a da un sens vieții sale. Este probabil o nouă tonalitate, dar care nu rupe cu marile principii ale laicității, a spus Colomb. Franța este, în baza legii din 1905, o republică laic, cu un stat neutru, separat de religii. Acest principiu este apărat de către numeroși sublinierei francezi. Potrivit unui sondaj publicat în 2017 de către Institutul Vingalup, 50 dintre francezi se declar fie atei, fie fără religie, iar 45 spun ce sunt religioși sublinierei.
dar este constant sublinierea un subiect de dezbatere aprinse în jurul unor manifestări publice ale credinței musulmane sau ale mo subliniere tenirii cre subliniere tine acerii.